Prin modificările aduse de Comisia pentru Muncă din Camera Deputaților, indemnizația minimă va crește de la 600 de lei cât este în prezent la peste 1000 de lei dacă legea va intra în vigoare. Deputații au stabilit că indemnizația minimă va reprezenta minim 85% din salariul minim brut garantat în plată. Potrivit Ministerului Muncii, salariul minim va crește din luna mai la peste 1250 de lei, astfel că indemnizația va crește proporțional. O altă modificare prevede că femeile vor beneficia de același nivel al indemnizației, indiferent dacă optează pentru 12 sau 24 de luni de concediu maternal. Totodată, femeile care optează pentru revenirea în activitate după primele 12 luni vor primi un bonus de 50% din cuantumul indemnizației minime garantate, conform calculelor făcute pe cifrele actuale, acest bonus s-a ridicat la peste 500 de lei. De asemenea, deputații au stabilit că pentru obținerea indemnizației se va ține cont de salariul din ultimele 12 luni și nu va mai fi plafonată la 3.400 de lei. Pentru femeile care vor naște gemeni, tripleți sau multipleți, nivelul indemnizației lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut. Modificările au fost susținute de către reprezentanții tuturor partidelor politice. Ministrul Muncii, Ana Coste, a fost prezentă la lucrările Comisiei de Muncă, dar a explicat că nu susține toate modificările adoptate de deputați. Ținând cont de posibilitățile de susținere bugetară, chiar dacă o să vă supărați pe mine, nu pot să vin să susțin tocmai pentru că manifestăm o preocupare și o grijă față de mame și femei. Vă solicit renunțarea la cele două opțiuni de concediu și reglementarea pentru toate situațiile a concediului până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități, menținerea limitei maxime de 3400 de lei, corelativ cu extinderea perioadei de acordare a stimulentului de inserție cu un an. Pentru această variantă estimăm o creștere de aproximativ 4.000 de beneficiari și un efort bugetar suplimentar pe 12 luni de aproximativ 180 de milioane de lei, efort bugetar pe care noi l-am calculat, a declarat Ministrul Muncii. Aceste modificări ar putea intra în vigoare de la 1 iulie 2016, Camera Deputaților fiind for decizional în acest caz.